Vulturul Ilie, care își făcuse cuibul în apropierea gării din Buzău în perioada celui de-al doilea război mondial, a devenit un simbol al orașului nostru. În amintirea lui, pe frontispiciul gării a fost fixată astăzi o placă comemorativă și un vultur sculptat în lemn de meșterii de la Soroca din Republica Moldova. S-a întors vulturul Ilie! Scriitorul și profesorul buzoian Bucur Chiriac, om al cetății, l-a imortalizat în opera sa literară pentru a intra astfel în patrimoniul miturilor locale. Placa a fost dezvelită de scriitorul Bucur Chiriac, ajutat de părintele Mila și de reprezentantul Comitetului de Inițiativă, Marin Iuliu Trandafir. M-am jucat de copil fiind, m-am jucat cu el. Este unul din prietenii mei. Fiindcă ori de când de ori mă duceam la el, se guzura la mine și era fericit că primea mâncare pe care îl duceam. Vulturul Ilie, din păcate mi-a părut foarte rău că nu am putut să le realizăm în țară. L-am adus de la Soroca, de la frații noștri pe care îi așteptăm în țară. O să vină și ei, pentru că așa-i lăsat de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Părintele Mila a fost vioara întâia, pot să spun, legătura cu Soroca și cu toate. Este o zi deosebită pentru noi buzoieni, deoarece astăzi s-a dezvăluit o placă comemorativă în cinstea vulturului Ilie, care este o personificare a binelui, a frumosului, a curajului. Este o mare dorință a lui domnul Bucur Chiriac, căruia astăzi am dorit să-i facem această bucurie, acest vis, să-i împlinim, să-i aducem un vultur pe care l-am adus din Soroca, din Basarabia, ținut românesc, care ne este nouă foarte drag. Deși starea de sănătate a scriitorului și colecționarului de artă Bucur Chiriac nu este foarte bună, acesta a ținut să fie prezent la eveniment. Trebuie să știți că s-au împlinit 10 ani de când am hotărât să donăm colecția noastră de viață orașului Buzău și buzoienilor, bineînțeles. Întâmplarea și viața a făcut ca soțul meu de 2 ani de zile să ajungă. Nu credeam că astăzi o să fie aici. I-a fost foarte rău. Vulturul Ilie devenise un simbol al Buzăului și saluta locuitorii orașului și pe călătorii din trenuri, dând roată gării în zbor. A fost împușcat de un soldat german în al doilea război mondial. Povestea lui, scrisă de Bucur Chiriac, care îi ducea mâncare în copilărie, dar și de alți scriitori și jurnaliști, a ajuns să fie cunoscută și peste hotare. Vulturul Ilie este cunoscut acum și pe plan mondial, datorită revistei pe care o scoatem noi buzoienii, Aripi Buzoiene. Revista noastră este citită în Statele Unite, în Canada, Italia și Bulgaria. Acest prim pas făcut pentru redarea vulturului Ilie ca simbol al orașului se dorește a fi continuat cu ridicarea unui monument în zona gării, prin bunăvoința unor oameni care țin la istoria orașului lor.